Cataracta este considerată principala cauză de orbire la nivel mondial, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Este o afecțiune oftalmologică ce apare după vârsta de 40 de ani, dar care se poate trata printr-o operație simplă ce durează mai puțin de 30 de minute. Practic, se înlocuiește cristalinul natural, opacifiat, cu unul artificial. Explicați-ne în câteva vorbe pe înțelesul tuturor ce este cataracta și dacă pacienții trebuie să se teamă de această afecțiune a vederii. Sigur, deci cataracta, sigur, majoritatea pacienților au auzit de această afecțiune, reprezintă opacifierea progresivă a cristalinului natural. Deci, orice om, avem în interiorul ochiului această lentilă care, după cum îi spune numele, cristalin, este perfect clară și transparentă când ne naștem și care de-a lungul vieții, din cauza tuturor factorilor de mediu, viața în sine, începe să sufere anumite transformări la nivel molecular, să zicem, și într-un cristalin perfect transparent încep să apară niște mici zone de încețoșare, să zicem, pe care sigur pacientul poate să le perceapă sau poate să nu. Deci cristalinul este, dacă aș putea să vă spun și un răspuns un pic mai științific, deci din punct de vedere științific ce se întâmplă, încep să apară modificări structurale în proteinele care compun acest cristalin. Da? Și proteinele acestea își pierd proprietățile, se dezorganizează și sigur încep să apară probleme de transparență. Deci cataract este această opacifiere a cristalinului. Nu trebuie să ne temem de ea, deci este o afecțiune extrem de frecventă. Cu siguranță vârsta se corelează direct cu incidența sau cu apariția cataractei. Și, bine, vorbind acum de cataracta legată de vârstă. Există, sigur, și mai alte tipuri de cataractă, cum ar fi cataracta congenitală. Deci există copilași care se pot naște cu această cataractă congenitală. Și atunci, cu siguranță, e bine să ne prezentăm la oftalmolog cu ei la vârste cât mai mici, pentru că în primii ani de viață se dezvoltă vederea și se dezvoltă vederea binoculară, iar având mediile optice, să zicem, opace, nu sunt transparente, atunci ochii pot rămâne mai leneși pe perioada vieții. De asemenea, există și cataracte traumatice, adică pot apărea opacifieri în cristalin în urma unor traumatisme sau în urma unor tratamente cronice. Spre exemplu, tratamentele cronice cu antiinflamatoare steroidiene pot genera cataractă. Deci nu este o afecțiune de care să ne temem, pentru că, din fericire, cel puțin domeniul oftalmologic, tehnologia oftalmologică, să zicem, a evoluat destul de mult, iar această cataractă, sigur, rezolvarea ei este una chirurgicală, rezolvarea completă. Acum depinde în funcție de stadiul evolutiv al acestei cataracte, deci, repet, cea legată de vârstă nu se dezvoltă spontan, se dezvoltă treptat, treptat, treptat. Deci pacienții pot experimenta simptome precum încețoșarea vederii, ștergerea contrastului, uneori au nevoie de mai multă lumină pentru a vedea clar, de asemenea se pot vedea anumite obiecte așa potente, oarecum gălbuie, sau sunt unii pacienți la care niciunul din simptomele astea nu este prezent, dar care își schimbă ochelarii foarte, foarte frecvent. Deci se modifică dioptriile la persoane în vârstă, nu știu, de 2-3 ori pe an. Deci asta e un semn că poate e o problemă și de această natură. Da, deci în principiu cataracta este o afecțiune de care chiar nu trebuie să ne temem. Probabil, dacă am trăit 100 de ani, toți am avea un oarecare grad de cataractă. Doar atunci când vederea este afectată, se recomandă cura chirurgicală a acestea. Vestea bună este că există soluții. Vestea bună este că există, da. Și îmi cer scuze că vă întrerup. Deci chiar pot spune că cataracta este una dintre problemele oftalmologice care are soluții elegante și minim invazive și care nu impun riscuri majore.
Ați spus minim invazive și aș vrea cumva să traduc pe limba pacientului. E vorba de o operație sau de o intervenție Da. care nu este foarte, să spunem, invazivă, foarte, Nu este cum să spunem, traumatică, deci traumatică pentru nu pacient. impune un stres suplimentar pentru pacienți. Deci pacienții de cele mai multe ori au emoții și își fac griji foarte, foarte unii dintre ei, sigur că majoritatea nu se îngrijorează, dar unii se tem de termenul acesta de operație. De asta uneori le mai zic unor pacienți că e o intervenție care de scurtă durată, deci durează 15-20 de minute, se poate face cu anestezie, deci anestezia este locală, de cele mai multe ori poate fi și cu anestezie topică, mai modern, deci cu picături, nici măcar nu se înțeapă. Și da, deci este minim traumatică. Toți pacienții după operație remarcă faptul că și-au făcut griji în exces degeaba. În joc intră și cristalinele. Practic, trebuie să Sigur că da, înlocuim sigur că da. cristalinul vechi, opac, cu Exact, unul cu bun. cristalin artificial. Da. Aș vrea să ne povestiți puțin despre cristalinele de ultimă generație. Care este diferența între ele și cele care sunt deja obișnuite pe piața românească și cum pot alege pacienții, evident împreună cu medicul, cristalinul potrivit pentru ei? Operația gadrată, cum a spus și noastră, reprezintă înlocuirea cristalinului natural, care este opacifiat, cu un cristalin artificial. Deci aceste cristaline de ultimă generație, spre deosebire de cele mai vechi, rezolvă probleme suplimentare și au efecte secundare nedorite aproape non-existente. Deci cristalinele monofocale, cele de generație veche, să spunem, sunt cristaline care asigură o vedere clară într-un singur focar. Deci, ca să fie puțin mai simplu, pacienții vor vedea clar ori la distanță, iar la aproape au nevoie de ochelari de citit, sau văd clar la aproape și la distanță vor avea nevoie de ochelari de citit. Deci, asta cristalinele monofocale. Deci, asigură vedere clară la aproape sau la distanță. Nu vă scapă de ochelari. Cristalinele acestea nou apărute de ultimă generație, deci să fac o mică clasificare. Deci sunt aceste cristaline multifocale, care și acestea se împart la rândul lor de mai multe tipuri, dar aceste cristaline multifocale, trifocale, deci cum sugerează și denumirea, pacientul vede clar la trei distanțe. Adică vede foarte clar la aproape, clar la distanță intermediară, însemnând un metru, un metru și jumătate, da? Și clar și la distanță. Deci, din start, beneficiul este independența de ochelari. Aceste cristaline multifocale, pe lângă faptul că oferă independență de ochelari, ajută și la diminuarea anumitor simptome, care este posibil ca pe unii pacienți să îi deranjeze. Spre exemplu, contrastul este mai bun la unele cristaline multifocale. Vederea pe timp de noapte poate fi mai bună la cristalinele acestea multifocale. Deci aceste multifocale, trifocale, cum am menționat. Pe de altă parte, mai există și un alt tip de cristaline multifocale din acestea cu extensia câmpului de cu un câmp de focalizare extins, care au un design ușor diferit de al cristalinelor acestea trifocale, deci acestea care ne asigură vedere clară, distanță, intermediar și aproape. Deci acestea cristaline mai noi, cum am spus, deci cu un câmp de focalizare extins, ele sunt foarte, foarte natural tolerate și foarte ușor acceptate de pacienți. Adică pacienții încep să vadă foarte, foarte bine și se obișnuiesc cu ele imediat după operație. Aceste cristaline asigură însă o vedere clară la distanță, clară la aproape, clară la distanță intermediară, iar la aproape asigură o vedere funcțională bună, adică pe telefon putem citi, dar pentru a vedea scris de dimensiuni foarte mici sau a vedea detalii foarte fine, ele necesită o mică corecție optică pentru aproape. Pot necesita.
Dar, spre exemplu, ele sunt foarte, foarte bine tolerate și recomandate în anumitor categorii sociale. Deci, apropo de alegerea cristalinului, eu discut cu pacienții și întreb adesea și ce profesie au și ce așteptări de vedere au. Spre exemplu, persoanele care își folosesc vederea de distanță intermediară foarte mult și la aproape, dar nu stau să examineze în detaliu anumite lucruri, cum ar fi șoferii, să zicem. Ei beneficiază foarte, foarte mult de un acest cristalin de tip multifocal cu câmp extins de focalizare. Decizia implantării cristalinului o facem în tipul de cristalin, o facem în funcție, în primul rând, de permisiunea pe care ne-o acordă ochiul, adică dacă există anumite contraindicații pentru cristaline multifocale, nu se pun. Deci dacă ochiul permite utilizarea unui cristalin acesta de nouă generație, noi îl recomandăm, iar alegerea lui se face în funcție de nevoile pacientului, de așteptările pacientului și de, sigur, puțin și de bugetul pacientului, să zicem. Deci, practic, dintre cele mai noi, diferența între un cristalin trifocal și unul pentru vederea extinsă, care ar fi diferența esențială? Diferența esențială, aș vrea să vă spun în linii mari, deci foarte pe scurt. Deci diferența între ele, pe de-o parte, vederea la aproape pentru scris foarte, foarte mic, este mai bună la cristalinele multifocale, trifocale. Mă refer la scris de dimensiuni de prospect, deci poate chiar și mai, cam în acest range de dimensiuni. Deci, repet, pentru telefon sunt destul de bune. Acum, diferența fundamentală derivă din designul acestor cristaline și din construcția lor. Ambele tipuri de cristaline au o mică perioadă de neuroadaptare, deci pacienții trebuie să petreacă puțin timp cu ele, astfel încât creierul să se obișnuiască să privească printre ele. Cât de repede își recapătă pacienții vederea după operație? Păi, cu siguranță, începând cu a doua zi, depinde foarte mult însă de severitatea cazului. Deci există pacienți cu cataracte extraordinar de avansate, la care se folosesc parametri ușor mai înalți ai ultrasunetelor. Deci operația implică utilizarea unei sonde care funcționează cu ultrasunete. Da? Deci la o cataracte avansate și la cataracte foarte dure, recuperarea poate fi un pic mai lentă. Deci vorbim de câteva zile, de ordinul zilelor. Majoritatea pacienților, deci repet, 90 ceva la sută, 98-9%, de-a doua zi deja văd excelent și sigur că își pot relua cu mici indicații și contraindicații stilul de viață. Deci recuperarea este fenomenal de rapidă. Aș vrea să vă întreb dacă putem afirma cu tărie că după operație această afecțiune este vindecată total, evident când operația a reușit. 100%. Deci, în cazul operațiilor de succes, cataracta a fost vindecată complet. Acum, trebuie menționat și acest aspect. Vederea postoperatorie este influențată de mai mulți factori. Deci, pe de-o parte, de sănătatea cristalinului și de transparența lui, deci de această cataractă pe care se poate rezolva foarte, foarte ușor și elegant. Dar există un procent de pacienți, mici, dar există, care au și alte probleme retiniene. Și atunci, vederea după operație, sigur, este maximul care se poate obține pe un ochi fără probleme de transparență și fără vici de refracție. Deci, recuperarea este excelentă și se rezolvă în totalitate.